Salut, sunt Marți Achim de la Program Membership și ceea ce o să-ți împărtășesc în continuare este o informație extrem de valoroasă și anume cum să obții foarte mult trafic către site-ul tău principal. Și acum acest trafic va veni odată din Google și odată din social media. Și se pune problema, site-ul principal ce trebuie să fie? Clar, poate să fie un site unde ai un interes anume, vrei să vinzi un produs, vrei să-l aduci pe prima pagină în Google sau de asemenea poți fi site-ul unor clienți de-ai tăi și îți garantez că aplicând această informație vei putea cere foarte mult clienților tăi. Doar explicându-le ceea ce îți arată în acest video, clienții tăi vor fi dispuși să te plătească sute sau chiar mii de euro. Și nu exagerez pentru că o să vezi despre ce este vorba. Așa cum știi, Google a schimbat algoritmul și acum vrea să vadă că site-ul care ajunge pe prima pagină în Google trebuie să aibă atât reputație, în sensul că să vină link-uri puternice de la, și cele mai puternice sunt link-urile .edu și .gov și o să-ți arăt cum să obții acele link-uri și este foarte simplu. Apoi, ceea ce vrea să mai vadă Google este că lumea vorbește despre site-ul tău pe, în rețele sociale precum Facebook, Twitter. Și o să-ți arăt cum să faci acest lucru, să-l setezi automat. Practic, ceea ce vezi aici, această schemă care poate ți se pare complicată, deși este poate complicată pentru că o vezi pentru prima dată, este de fapt foarte simplă. Ceea ce vezi aici este un sistem. Un sistem la care tu poți să lucrezi câteva ore, iar el să lucreze pe pilot automat timp de o lună. Apoi după o lună mai lucrezi iarăși 5 minute la el și iarăși va lucra încă o lună pe pilot automat. Și acest sistem este absolut unic și respectă algoritmul lui Google, după cum spuneam, obții link-uri de calitate și de asemenea îi faci pe cei din social media să îi determini să... Practic Google va observa că există foarte multe discuții în social media despre site-ul tău și în felul acesta bineînțeles că obții și link-uri. Și acum, probabil te întreb, la ce te-ar ajuta? După cum ți-am spus, dacă ai un site al tău care vrei să-l urci pe Google și știi că obții un profit din această strategie, clar, te va ajuta extrem de mult. Dacă vrei să furnizezi un serviciu SEO, îți garantez că vei fi plătit cu foarte mult pentru acest serviciu pe care îl furnizezi. De asemenea, această strategie funcționează foarte bine cu videoclipurile. Am observat rezultate foarte bune. Bineînțeles, și asupra site-urilor, dar și cu videoclipurile, în sensul că au urcat foarte repede în Google și ceea ce am făcut, am aplicat doar pasul 2 și 3. Și acum o să-ți arăt care sunt cei 3 pași. Primii pași, pasul 1 este, îl descriu ca fiind să obții link-urile .edu și .gov, apoi către lentilă squid-ul care duce către site. Pasul 2 este înscrierea acestor pagini în agregatoare sociale și apoi să le dai ping. Iar pasul 3 este crearea unor feed-uri cu aceste link-uri și după ce ai creat feed-uri să le înscrii în directori de feed-uri și apoi să-l setezi astfel încât automat prin social media să posteze aceste link-uri în fiecare zi la modul în care tu le setezi și în fiecare zi se va posta mesajul tău pe Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogger, WordPress, multe alte site-uri. Poți să setezi zeci de astfel de site-uri și în fiecare zi, timp de 30 de zile, se vor posta astfel de mesaje și în felul acesta primești și trafic din social media și vei primi și, bineînțeles, vei urca în Google pentru că Google va observa că există o discuție foarte mare în social media despre site-ul tău și bineînțeles că nu va avea încotro decât să urce site-ul tău pentru că respectă exact algoritmul matematic pe care Google a stabilit. Și acum voi intra puțin în detalii. După cum spuneam, link-ul .edu, o să creez un webinar, asta am uitat să spun, o să creez un webinar despre această informație, dar acum o să trec pe scurt prin toate aceste lucruri. Link-urile.edu se creează foarte ușor și știu exact de unde să le obții. Pentru a obține câteva pagini .edu și .gov cu link-uri către lentile Squid îți ia aproximativ 2 ore. Și de ce aceste link-uri trebuie să trimise către lentile Squid? Pentru că cei
care au acele site-uri .edu.gov vor verifica pagina unde tu ai link-ul și dacă îl trimiți direct către site-ul tău, este posibil să dezactiveze acea pagină, ori tu nu vrei asta, vrei să trimită link către o lentilă Squidu și o să-ți arăt, iarăși este foarte simplu, foarte ușor, copy-paste, nu trebuie să crezi tu materiale, doar copy-paste și asta este tot. Iar de aici la lentila Squidu, practic în maxim 30 de zile, lentilele acestea Squidu, care se creează și ele foarte simplu, în 2 minute, aceste lentile Squidu vor obține o reputație foarte, foarte bună și ele vor trimite link către site-ul tău. Și în felul acesta, site-ul tău va obține o reputație foarte, foarte bună. Ok, acesta este pasul 1. Pasul 2 este ca atât paginile unde sunt link-urile .edu care duc către lentilă, cât și lentila Squidu, cât și site-ul principal, deci tot ce vezi aici, practic fiecare este câte un link, da? Link. Toate aceste link-uri vor fi înscrise în agregatoare sociale. Și acum, bineînțeles că există Fiverr, dar unde plătești $5 pentru înscrierea, să zicem, în 200 de site-uri de agregatoare sociale. Însă eu am o soluție mai bună. Există, bineînțeles, și o variantă gratuită, dar îți consumă timp. Ceea ce o să-ți recomand eu este un soft care este foarte ieftin. Și ceea ce vei face este că cu acel soft vei înscrie link-urile .edu, lentile Squidu și site-ul tău în peste 300 de agregatoare sociale fiecare și în felul acesta practic dacă calculăm 300 ori câte sunt aici 10, 12, 13 300 ori 10 să zicem deja sunt 3000, deci peste între 3000 și 5000 să zicem de link-uri toate acele link-uri le dai ping. Ce înseamnă ping? Practic îl anunț pe Google că există o pagină nouă. Practic, în momentul în care sunt postate acele link-uri pe agregatoare sociale, se creează o pagină nouă, iar acea pagină trebuie indexată și singurul mod în care poți indexa acea pagină este să îi dai ping, sau cea mai rapidă cale. Și în momentul în care este indexat, Google intră pe acea pagină de agregator social și va observa ce? Link-ul .edu. Și când observă link-ul .edu, îl indexează și pe acesta și ce va observa? Link-ul către lentila Squidu. Va indexa și lentila Squidu și ce va observa? Link-ul către site-ul tău. Da? Și în momentul acela, site-ul tău va începe să obțină reputație pentru că va scana toate aceste link-uri și toate lentile și practic va trimite reputația către site-ul tău și clar că va începe să urce. Va observa Google acest lucru. Acum urmează o parte foarte, foarte interesantă în sensul că îți vă arăta cum să creezi feed-uri din aceste agregatoare. Feed-ul este foarte simplu la orice site, chiar și la acest site. Dacă bați după site-ul principal.ro/feed, adică F-E-E-D /, vei găsi o listă de link-uri. Acele sunt link-uri, sunt link-uri către articolele acestui site. Ceea ce poți să faci este că o să-ți arăt cum să creezi astfel de feed-uri, dar cu link-urile site-urilor de agregatoarele sociale, da? Și practic acele link-uri vor fi postate treptat câte 10 în fiecare zi și timp de, dacă sunt 300, timp de o lună ele vor fi postate câte 10 în fiecare zi în acel agregator. După ce am creat acest feed cu link-urile de agregatoare, acest feed va fi înscris în câțiva directori de feed-uri și aici am eu un soft pe care o să-l ofer gratuit. Îți ia 5 minute să înscrii un feed și după ce am făcut și acest lucru, vom apela la o altă strategie foarte interesantă și anume un soft care iarăși este foarte ieftin, $6 pe lună. Și acel soft ce va face? În acel soft vom scrie feed-ul pe care noi l-am creat și bineînțeles vom crea conturile pe câteva zeci de site-uri, să zicem 20 de site-uri gen Facebook, Twitter, LinkedIn și alte site-uri de genul acesta, rețele sociale și ceea ce se va întâmpla este că acel soft va verifica de fiecare dată feed-ul nostru să vadă dacă sunt informații noi și clar că informații noi vor fi în fiecare zi pentru că în fiecare zi se vor posta alte 10 feed-uri care sunt de fapt link-urile acestor agregatoare sociale. Și ceea ce va face este că va lua aceste link-uri ale agregatoarelor sociale,
și inclusiv al site-ului principal și le va posta în social media. Și le va posta în mod automat. Adică timp de 30 de zile tu poți să fii plecat, să nu intri pe calculator niciodată și în mod automat se va posta pe toate aceste site-uri social media. Se va posta pe Facebook, pe Twitter, pe LinkedIn și multe, multe altele. Blogger, WordPress și așa mai departe. Și asta se va realiza în fiecare zi, repet, pe pilot automat. Nu vei avea absolut nicio implicare, nu va exista absolut nicio implicare. Dar mai există încă un secret absolut criminal, ca să-i spun așa, cu acest soft. Ceea ce poți să faci este să îți dai join, da? Să te alături la cât mai multe grupuri de Facebook, dar atenție, care sunt pe nișa ta. Și în momentul în care dai join, poți adăuga acele grupuri la acest soft. Și ceea ce se va întâmpla este că, în mod automat, timp de 30 de zile, acest soft va posta pe toate acele grupuri de Facebook. Deci, practic, dacă tu ai dat join la 100 de grupuri, va posta automat în fiecare zi linkurile agregatoarelor sociale și ale site-ului tău pe acele 100 grupuri de Facebook. Acum, ideea este că trebuie să faci anumite setări astfel încât să nu trimită nici prea des, să nu trimită nici prea multe linkuri, așa cum am mai făcut eu câteva greșeli de acest gen. Deci trebuie să faci în așa fel încât să fie o limită apreciabilă, o limită ok, acceptabilă, astfel încât să nu fii banat de administratorii acelui grup. Dar ideea este că poți să faci acest lucru și imaginează-ți ce înseamnă ca în fiecare zi linkul site-ului tău sau al agregatoarelor sociale, care practic în momentul în care intră pe acea pagină de agregatoare sociale și dă, nu vede decât un link și o descriere, și când dă click pe acel link, imediat îl trimite către site-ul tău. Deci imaginează-ți ce se întâmplă când în fiecare zi, în mod automat, fără tu pur și simplu ții mâinile de pe acest sistem, și acele link-uri sunt postate în fiecare zi pe grupuri de Facebook, pe Twitter, și pe toate conturile acestea în fiecare zi pe pilot automat. Și bineînțeles că acele link-uri vor duce către site-ul tău. Deci practic și mai mult trafic din social media și inclusiv din Google, pentru că va urca în motor de căutare. Și acum să ne gândim din perspectiva lui Google. Google a spus că vrea să vadă site-uri, să aibă toate, pentru ca un site să urce cât mai mult în motor de căutare și să obțină astfel trafic în mod gratuit, este ca acel site să aibă link-uri de calitate, da, cu o reputație foarte bună. Și după cum știi, în cazul în care nu știi, așa este, link-urile .edu și .gov sunt link-urile cu cea mai bună reputație, da, care sunt reputația lor este trimisă prin lentila scuidu către site-ul tău. Deci practic respectăm acest lucru al lui Google. Google ceva mai observa. V-am observat că toate aceste link-uri cu reputație sunt postate pe toate agregatoarele sociale. Și clar, agregatoarele sociale sunt practic locurile unde se postează informația, este ca și un ziar, da? Se postează informația acolo și Google observă toate aceste informații, că se postează pe toate aceste agregatoare sociale și va spune, ok, site-ul ăsta este clar, toată lumea vorbește despre acest site. Este foarte interesant. Și apoi ceea ce se va întâmpla este că automat toate aceste linkuri ale agregatorilor sociale vor fi postate pe în social media, în toate rețelele sociale și Google va spune, ok, toți utilizatorii vorbesc foarte des în fiecare zi despre acest site. Este clar că este un site care este benefic utilizatorilor, deci cu siguranță trebuie să urcăm acest site, să-l aducem pe prima pagină în Google. Deci vezi cum această strategie este absolut automată, este un sistem unic, după cum ți-am spus. Nu cred că mai există unul la fel, poate doar din părți, poate un sistem îți arată cum să obții link-uri .edu sau alt sistem îți arată cum să îți înscrii site-urile în agregatoare și așa mai departe. Dar nu există un sistem unic așa cum am creat eu. Deci, practic, este un sistem care lucrează automat în fiecare zi, îl setează într-o zi și pe acea timp de o lună funcționează. Și pe ce a trecut o lună, îl resetez, dar este mult mai ușor după o lună. În 5 minute ai resetat totul și o ia de la capăt. Acum, realizez că îți dai seama de valoarea acestei informații, pentru că
Îți poți da seama ce rezultate poți obține cu site-ul tău sau cu videoclipurile pe care vrei să le uși pe prima pagină în Google. Sau dacă vrei să vinzi aceste informații clienților tăi, doar dacă le arăți această schemă pe care o să o poți descărca sub acest videoclip. Doar dacă le arăți ce poți să faci prin această schemă, îți garantez că te vor plăti. Și cu siguranță sunt multe detalii pe care necesită aici, care trebuie discutate. De aceea, joi, săptămâna aceasta, voi avea un webinar care va fi disponibil doar pentru membrii din programul Membership. Însă am vorbit cu colegii mei și le-am spus, băi, asta este o informație foarte valoroasă și aș vrea să afle toți cei care sunt în lista mea despre această informație și asta fac acum, îți împărtășesc această informație. Însă dacă vrei să afli mai multe informații, va trebui să participi la webinar. Și dacă vrei să participi la webinar, aș vrea să îmi lași un comentariu sub acest videoclip și să îmi spui dacă ai vrea să participi la acest webinar. Dacă primești suficiente comentarii în care văd că lumea este interesată de această informație, voi pune o pagină de înscriere. Bineînțeles, înscrierea se va face sub formă de taxă, va fi oricum o taxă foarte accesibilă și informația îți dai seama deja de acum pentru că este extrem de valoroasă și mai ales am spus că este și unică. Și voi face o astfel de pagină de înscriere și practic în momentul în care te înscrii vei participa la acest webinar în care îți explic toate detaliile, exact ce trebuie să faci pentru a seta un astfel de sistem. Voi parcurge toți pașii și după ce în timpul webinarului vei putea pune toate aceste întrebări, le voi strânge și apoi voi crea un al doilea webinar la care particip gratuit, bineînțeles, în care voi răspunde la aceste întrebări și voi furniza încă și mai multe informații pentru ca tu să înțelegi perfect acest sistem, pentru că sunt sigur că la început poate este un pic mai complicat. Așadar, aceasta este informația pe care am vrut să arăt, este extrem de eficientă, eu am testat-o pe site-urile mele, pe videoclipurile YouTube, ceea ce se întâmplă este fenomenal, ce n-am mai văzut, videoclipuri urcă rapid pe prima pagină în Google, site-uri care le aveam pe 100 și au urcat câte 70 de locuri în doar 24 de ore, rezultate absolut fenomenale, deci obțin din ce în ce mai mult trafic folosind această strategie. Iar acum vreau să o împărtășesc și cu tine și am spus, dacă văd că există interes din partea voastră și îmi lăsați suficiente comentarii, voi crea mâine o pagină de înscriere la webinar, care va fi, după cum ți-am spus, contra cost, va fi un preț foarte accesibil. Ceea ce trebuie să faci este să îmi lași un comentariu și să-mi spui cum ți se pare această informație și dacă dorești să ții mai multe detalii.